Pe scurt, totul mă enervează. Mă enervează când sunt în ospiție și am observat că ciorapul e rupt și trebuie să scund gaură în așa fel că nimeni să nu observe. Mă enervează când pun atent căștele în buzunar și când le scoți sunt mega tari încălcite. Mă enervează când vreau să strănut și nu strănut. Așa mă enervează când stau pe YouTube, privesc diferite videouri și într-un moment dispare internetul. Mă enervează când merg la bucătărie și mă împiedic. Mă enervează când o oră caut telefonul și până la sfârșit îmi dau seama că e la mine în mână. Mă enervează când telefonul este descărcat și nu pot să stau pe YouTube. Mă enervează când vreau să mănânc ceva gustos, deschid frigiderul, nimic gustos nu văd, îl închid, după iar îl deschid, poate găsesc ceva și supărat închid frigiderul. Mă enervează când ai pus telefonul l-a încărcat și peste 2 ore el s-a încărcat nu mai mult de 11%. Mă enervează! Mă enervează când stai lăsat în pat cu telefonul în mână și îți cade telefonul pe față. Mă enervează când mă joc în Fortnite și în acest moment intră tate și îmi spune să merg la magazin. Mă enervează când n-am bani și nu pot să-mi cumpăr un pachet de chipsuri. Mă enervează când privesc un serial și se termină chipsurile. Mă enervează când m-am lăsat în pat, dar am uitat să sting lumina și încerc să o sting cu perna. Mă enervează când scap telefonul de mâini, mai ales cu ecranul în jos, dar îmi place că nu s-a spart. Mă enervează când m-am trezit, dar am închis ochii pe 5 minute și când m-am trezit deja merge ultima lecție. Mă enervează când mă culc normal, dar mă trezesc jos. What the fuck, cum așa? Mă enervează când vreau să fac tema pentru casă, cineva din prieteni te sună că să joci Fortnite. Mă enervează când vreau să mă culc mai devreme, iar ca rezultat stau toată noaptea pe YouTube sau pe site-uri de socializare. Mă enervează când n-am ce face, nimeni nu-mi scrie, iar când fac ceva, toată lumea își amintește că eu exist. Mă enervează când la începutul anului școlar vreau să încep să învăț normal, iar după o zi de școală ai uitat de asta. Mă enervează când ți-a plăcut melodie și o asculti până nu vomitez. Mă enervează când Motan Show postează rar. Mă enervează când abonații nu știu de Instagramul meu. Hey guys, dacă ceva, linkul la Instagram este în descriere. Abonați-vă sau nu, dar mai bine abonați-vă. Mă enervează când youtuberii preferați postează foarte rar. Mă enervează când vreau să dorm, dar trebuie să merg la școală. Mă enervează. Mă enervează când am uitat dacă am închis ușa și trebuie să mă reîntorc ca să verific dacă am închis ușa. Mă enervează când deja am montat video și vreau să salvez și aici. Mă enervează când fiecare zi trebuie să merg la școală. Mă enervează când mă trezesc cu un minut înainte până la alarmă. Mă enervează când am primit primul 10 la școală în timp de 2 ani, dar tata îmi spune doar bravo. Unde e iPhone-ul meu XS Max? Mă enervează când ai lăsat telefonul la încărcat, dar el nu s-a încărcat. Mă enervează când am 2 evaluări la matematică și fizică în aceeași zi. Mă enervează când îi dau unui prieten follow pe Instagram, dar el mie nu. Mă enervează când în weekend vecinii la 7 dimineața încep să facă reparație. Mă enervează când încep să filmez un video, vecinii fac reparații. Mă enervează că nu ai lăsat un like și subscribe la acest video. Mă enervează când caut ceva, dar am uitat ce caut. Mă enervează când caut telefonul, dar el este la mine în mână. Mă enervează când am început să filmez, dar am uitat să apăs pe butonul de înregistrare. Mă enervează când în weekend mă trezesc la ora 7, dar când trebuie la școală nu pot să mă trezesc din această cauză, îmi pun 10 alarme pe telefon. Like dacă faci același lucru. Mă enervează când vreau foarte tare la toaletă, dar el este ocupat. Mă enervează când am făcut curățenie, iar a doua zi este o dezordine totală. Mă enervează când fiecare zi trebuie să fac tema pentru acasă. Mă enervează că trăiesc în Moldova, unde este foarte frig, ci nu în Hawaii. Mă enervează când mă culc, dar nu pot să adorm și stau toată noaptea în telefon. Mă enervează când vreau să privesc un film, eu adorm. Mă enervează că nu reușesc să fac Water Bottle Flip Challenge. Mă enervează că nu găsiți logo Motan Show. Uite, este aici. Mă enervează că am venit la sat. Mă enervează că aici nu există Wi-Fi gratis. Unde e Wi-Fi-ul gratis? Aici nu există? 5 minutes later. Wi-Fi! Unde e Wi-Fi-ul gratis? Fuck, deci aici există Wi-Fi? Există Wi-Fi, unde?
unde-i Wi-Fi? Eu nu înțeleg, Wi-Fi există? Mă enervează că au apărut în ultimul timp foarte mulți țânțari. Mă enervează că am un internet lăsat de căcat, doar uitați-vă, vreau să plâng. Am mașină, dar n-am permis și asta mă enervează, doar pot să mă urc în ea și gata. De ce am permis? Fuck, eu vreau să merg cu mașină. Permisul meu unde? Pip, 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 pip. Stau pe loc, da. Mă enervează că trebuie să lucrez. Mă enervează să ud căpșunile, dar îmi place să o mănânc, dar la nimeni nu spuneți. Mă enervează că în sat nu există prin apropiere vreun magazin și din această cauză trebuie să merg vreo 15 minute până la magazin. Mă enervează picioarele, deoarece mă dor, dar până la magazin mai sunt câteva sute de metri. Mă enervează că afară a devenit atât de cald și din această cauză mereu trebuie să umblu cu sticla de apă. Mă enervează că nu pot să joc, deoarece am un internet... De care? De căcat! Mă enervează că noaptea nu pot să dorm, deoarece mi este prea cald. Fuck, și cum eu acum să dorm? Mă enervează că iarba crește prea repede și trebuie să tai în fiecare zi. Mă enervează! Mă enervează că nu ai lăsat un like la acest video, please! Mă enervează când baci telefonul la încărcat, dar cablul a uitat să-l conectez. Mă enervează când trebuie să merg la școală, mi este lene să mă trezesc, dar în weekend la 5 dimineața sunt deja în picioare. Mă enervează când doar ai ajuns la 12.000 de trofei și după ai pierdut 50 de meciuri la rând. Mă enervează că deja este iarna, dar afară nu e zăpadă. Mă enervează când nu lăsați like-uri. Mă enervează când nu vă abonați. Mă enervează când dorm, sună cineva din prieteni și mă întreabă dacă dorm. Mă enervează când intră în toaletă, am 54% la telefon și când ies rămân cu 5%. Unde sunt procentele mele? Mă enervează când merg la toaletă și după aflu cel mai teribil lucru din viață. Nu este hârtie. Mă enervează când a ieșit afară, vreau să mă uit câte ora, dar telefonul este acasă. Mă enervează când toți prietenii au iPhone, dar eu am telefon cu butoane. Mă enervează când se termină Coca-Cola. Mă enervează când îți cumperi iPhone 11 Pro, dar după mănânci aer că nu mai ai bani de mâncare. Mereu mă enervează când dimineața se aude aceste sunete, like dacă și pe tine te enervează. Mă enervează când în frigider nu este mâncare. Mă enervează când calitatea la video este 360p și mai bună calitate nu poți aplica. Mă enervează când te uiți pe geam afară e cald, când ieși afară deja plouă. Mă enervează când trebuie să-ți faci tema pentru acasă. Mă enervează când aștepți liftul dar ai uitat să apeși butonul. Mă enervează când am filmat video, dar am adunat puține vizionări. Așa că, prieteni, haideți să adunăm 10.000 de like-uri pentru următoarea parte. Miau.